30 septembrie nu mai înseamnă plecarea celor de la Pfeiffer din oraș, deși au susținut sus și tare până în ultima clipă că vor termina lucrările începute până miercuri și vor părăsi municipiul Suceava. Controversata firmă a obținut, la fel cum face de 3 ani încoace, încă o prelungire. Cu aceeași bunăvoință de care au dat dovadă și până acum, cei de la ACET le-au permis constructorilor o nouă prelungire a contractului cu o lună. Așadar, cel puțin până la data de 30 octombrie, municipiul Suceava se va mândri cu același peisaj constituit din șantierele nu tocmai subtile create de cei de la Pfeiffer. Principalul motiv invocat a fost strada Narciselor, unde teoretic se lucrează în condiții grele și la adâncimi mari. Toată lumea știe însă că, de fapt, firma Pfeiffer are mult mai multe artere la care lucrările nu sunt sub nicio formă aproape de finalizare. Sunt lucrări sensibile în zona unor școli, în Burdujeni, pe Baladei, am spus pe tipografie, Samuel Isopescu, la Colegiul Național Samuel Isopescu, unde practic nu se poate intra în școală. Și în multe alte puncte sensibile, la Curtea Domnească lucrările nu sunt terminate, deși ei raportează 98% și alte lucrări sensibile de adus la starea inițială strada Izvoarele Cetății. Vin oamenii din Izvoarele Cetății la primărie, sigur, blochează strada, e un mod de a se manifesta, n-am ce să le reproșez, dar problema nu e la primărie, este la firma Pfeiffer care trebuie să aducă șoseaua la starea inițială. Principala problemă creată de aceștia rămâne însă strada Traian Vuia, unde haosul este de nedescris. Lucrările de apă și canal nu sunt semnalizate, gropile sunt uriașe, iar apa s-a infiltrat. Per total, strada este un adevărat pericol pentru șoferii care se încumetă să treacă în zonă. A început în sfârșit să lucreze pe apă, pe strada Traian Vuia, se lucrează la mod haotic, am văzut ieri acolo, fără semnalizări, cratere de traversare pe o parte și pe alta, șoferii nu știu, nu sunt semnalizate, s-a infiltrat apa, au intrat mașinile în acele gropi, nu mai au ieșit. Deci nu este stradă mai distrusă astăzi ca Traian Vuia. De aceea am făcut un apel pe de-o parte la cei de la Victor Construct în măsura în care au posibilitatea să toarne primul strat de binder, măcar pe un sens de mers, să se poată circula cu semnalizări corespunzătoare, pentru că astăzi este un haos total pe strada Traian Vuia, și la fel ACET-ului, care este contractorul, să intervină la firma care efectuează lucrările acolo, să respecte normele tehnice, să semnalizeze în primul rând, să, eu știu, suspende anumite porțiuni de stradă pe care se lucrează cu ogolirea obligatorie. Traian Vuia a devenit astfel cea mai nepracticabilă stradă din oraș. Situația este cu atât mai gravă cu cât pe aceea stradă urmează a fi realizate și lucrări de modernizare. Însă asfaltul nu poate fi turnat până când Pfeiffer nu își termină treaba. Municipalitatea speră să o scoată la capăt în această săptămână. Ritmul în care decurg lucrările spun însă altceva. Totuși, edilul sucevean susține că nu va mai realiza comandamente pentru lucrările de apă și canalizare după termenul de 30 octombrie. O amenințare care însă nu pare să aibă efect asupra celor de la Pfeiffer. Îi așteaptă totuși o serie de amenzi și clauze din contractul semnat cu ACET care poate îi vor determina să părăsească orașul.